În fiecare zi din 2016, cel puțin 2 copii din județul Neamț au fost victime ale violenței sau irresponsabilității părinților ori ale celor care ar trebui să-i apere și să-i îngrijească. În perioada 1 ianuarie 30 aprilie, la Serviciul de Prevenire și Intervenție Rapidă în cazuri de abuz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, s-au înregistrat 240 de cazuri de abuz asupra copiilor, apogeul fiind atins în aprilie, când au fost 72 de cazuri, media de depășind 2 cazuri pe zi. Cel mai puțin au fost în ianuarie, când s-au consemnat 42 de situații de maltratare a copilului. După forma de maltratare, cele mai numeroase cazuri înregistrate în aprilie au fost de neglijare, fiind 42 de copii în astfel de situații, dintre care 9 în mediul urban și 33 în mediul rural. Au mai fost consemnate și 15 cazuri de abuz emoțional, 5 în urban și 10 în rural, 6 cazuri de copii dispăruți, toți din mediul rural, 3 cazuri de abuz fizic, 3 de comportament delicvent, 2 cazuri de abuz sexual și 1 caz de abuz instituțional, acesta din urmă înregistrându-se în mediul rural. În luna aprilie au fost înregistrate și 4 cazuri de abuz semnalate chiar de copii la telefonul copilului. Ca urmare a instrumentării acestor cazuri, specialiștii serviciului abuz au propus în aprilie instituirea măsurii de protecție specială, plasamentul în regim de urgență în cadrul unui serviciu de tip rezidențial din structura direcției pentru un copil abuzat fizic de tatăl său. De asemenea, Comisia pentru Protecția Copilului Neamț a hotărât instituirea măsurii de protecție specială, supraveghere specializată în familie, pentru un copil care a săvârșit fapte penale și care nu a împlinit vârsta răspunderii penale. În toate cazurile instrumentate s-a oferit asistență, sprijin și consiliere și s-a făcut totul pentru responsabilizarea familiilor sau a reprezentanților legali ai copiilor în vederea protejării acestora, scopul instituției fiind acela de a acorda servicii și asistență pentru rămânerea copilului în familie.